ceea ce privește pe domnul doctor Popescu, care a participat la intervenția respectivă, s-a făcut o cercetare disciplinară, cercetare disciplinară care a vizat strict modalitatea de colaborare și de comunicare cu dispeceratul în intervalul în care a făcut intervenția medicală respectivă. În cadrul acestei proceduri disciplinare, vreau să vă precizez că nu s-a verificat conduita medicală. În ceea ce privește modalitatea de comunicare cu dispeceratul, s-a constatat că nu a încălcat nicio procedură, a respectat toate procedurile interne cu privire la modalitatea de comunicare, astfel că în ceea ce privește cercetarea disciplinară s-a adoptat o soluție de clasare, întrucât nu a fost găsit vinovat sub acest aspect. În ceea ce privește conduita medicală, vă recomand să vă adresați Direcției de Sănătate Publică, pentru că dumnealor au deschis o anchetă și analizează sub modalitatea în care a acționat sub aspectul conduitei medicale. Spuneți-mi, atunci a fost chemat elicopterul care a venit și știți povestea, cui se impută toate aceste cheltuieli legate de chemare inutilă a elicopterului? Cred că sunteți în eroare, pentru că nu se pune problema de a fi chemat cineva elicopterul. Persoana care a sunat la 112, un cetățean, a anunțat că este vorba de un accident cu multiple victime. Decizia a aparținut diviziei ISU Iași de a trimite elicopterul. A fost o decizie a acestei instituții. Nu a fost chemat nici de medicul Popescu, nici de către o altă persoană. Da. Așa încât dacă se pune problema imputării unor cheltuieri, este bine să luați legătura cu ISU Iași. Spitalul Roman în toată această ecuație a fost și el obiectul de anchetă. Ce s-a constatat în această privință? Mi-e greu să vă spun, pentru că la Roman discutăm de o cu totul altă instituție care nu are nicio legătură cu serviciul de ambulanță neamț. Acolo este vorba de serviciul UPU.